Ministrul Sănătății Sorina Pintea a afirmat astăzi, după discuțiile cu reprezentanții protestatarilor din sistemul sanitar, că nu se vor face concedieri în sistem, nici acolo unde se va schimba numărul de paturi, vorbim de unele secții. 19 martie propus inițial la PICAD, deci se va mai rediscuta acest master plan. Eu sunt de acord că întotdeauna trebuie să pliez serviciile medicale după nevoile pacientului. Dar aș un exemplu și cu asta nu pot fi de acord. Într-un spital, cred că din Comănești era spitalul respectiv, într-o secție cu 50 de paturi de chirurgie, grad de ocupare 50%, iar în secția de medicină internă, grad de ocupare de 110%. Și acolo trebuie, într-adevăr, intervenit și restructurat de așa manieră încât paturile neocupate din chirurgie să fie duse în secția de medicală, unde e supraaglomerat. Cu astfel de măsuri putem fi de acord, dar nu de maniera închidem unități sau tăiem paturi fără să facem analize concrete. Și fără să punem ceva în loc, mai ales. Adică nu putem să tăiem fără să facem sală de urgență.